Asta e răsfăț. Asta e răsfăț, da, așa este. Asta e răsfăț, ne-am făcut și noi un moft al nostru. Servus, dragilor, eu sunt Adriana. Bine ați venit la un nou vlog aici pe canalul meu de YouTube. În spatele camerei este Bușculete. Hei, salut! Care a ajuns și el într-un final. Știți că ieri m-ați lăsat acolo la cazarea aceea de la Brașov, unde am rămas să-l aștept pe iubitul meu. El între timp a ajuns. Așa că tot am stat. A fost niște mici probleme cu căldura. Adică caloriferele au fost oprite, apa caldă a fost oprită pentru că am înțeles, se lucrează ceva pe jos, pe undeva și nu am avut căldură, iar în tot acest timp eu nu am putut să dorm, v-am zis că mă pun să dorm, n-am făcut deloc asta, uitați-vă la fața mea cum arăt, și am înghețat de frig și mai sunt și obosită și abia acum au început caloriferele astea să se încălzească puțin, poate vor fi mai calde mai târziu, nu știu ce să zic, însă eu nu mai am de gând să mai rămân nicio secundă ca să mai stau în frig sau ceva de genul acesta, așa că mă duc cu Bușculete la altă cazare. Da, iubita mea, dar am impresia că până să ajungem noi la cazare o să trecem prin multe locuri. Da, dar până să ajungem la altă cazare, pentru că am decis să nu rămânem aici în această noapte, o să vă iau cu mine prin oraș pentru că mergem să mai facem niște cumpărături de Crăciun și să mâncăm, pentru că suntem lihniți. De când am ajuns nu am mâncat nimic, de cât azi dimineață la 4 când am plecat de acasă am mâncat. Mergem să mâncăm și să facem cumpărături de Crăciun de aici din Brașov. Cine știe, poate aici găsim ceva mai special. Haideți cu noi! Dragilor, am ajuns la Coresi Mall în Brașov. Brașovian a venit la Brașov. Dacă înțelegeți, vreau să vă zic. Bună asta, da. Așa, și acum ne ducem, așa cum am zis, să facem câteva cumpărături de Crăciun. Mai avem câteva de făcut și dacă tot suntem aici și avem timpul acesta, am zis să-l folosim pentru cumpărături. Te bucuri? Eu mă bucur, dar mă bucur dacă mi-ai și mie ceva. Bineînțeles că ți-au, trebuie doar să vii cu mine. Aoleu, doar atât? Da, doar atât. Atât e suficient în treaba asta? Da, da. Băi, oameni buni, dacă ar fi așa simplu, frate, de fiecare dată, cred că numai de sărbători. Hai că mă duc. Haide, te aștept. Hai. Ia uitați-vă, frate, eu o filmez acum, se plimbă, eu îi mai car din bagaje. Ia uitați-vă ce are în mână, deci vă dați seama cât o să dureze până terminăm aici cumpărăturile. E pusă pe fapte mari. Are deja vreo 3 umerașe și abia am intrat în magazin, adică... Bușcă, ce faci, scumpa mea, acolo? Ce cumpărături, mă? Am înțeles. E bine dacă îți faci cadouri. Eu de ce trebuie să fiu obligat să stau după tine? Ai dreptate, nu? Ai nevoie de companie și ai zis că... Am înțeles. Na, corect. Așa da, așa da. Sunt frumoși ăștia. Îmi plac. Problemă. Dragii mei, am terminat și cu cumpărăturile, așa zise, cumpărături de Crăciun care nu se mai termină, cred că, până la anul nou. Și am ajuns în sfârșit și ne-am cazat într-un loc în care pot să dorm liniștită, nu că pot să dorm liniștită, pot să dorm ca o prințesă, ca să zic așa. Da, asta nu e liniștitate, asta e răsfăț. Asta e răsfăț, da, așa este, asta e răsfăț. Ne-am făcut și noi un moft al nostru, ca să fiu sinceră cu voi. Ne-am dorit foarte mult să vedem și noi cum este să te simți răsfățat, ca să zic așa. Iubitul meu m-a adus într-o cameră de hotel foarte frumoasă. Suntem la Hotel Cromwell în Brașov și este superb. Deci vreau să vă spun că m-am îndrăgostit iremediabil de camera aceasta. După cum vedeți, aici avem o cabină de duș direct din cameră. Bine, aici este un perete de sticlă. Este un perete de sticlă așa, care intră în baie. Așa, patul care este... Deci nu vreți să știți cum este patul ăsta, că tot îl testam dimineața pe celălalt. N-ai cum. Deci nu ai cum. Poți să stai aici, să dormi, să faci ce vrei tu. Vin, frate, multe aici dacă vrei să bei vin, să... Da, am găsit și sticla asta de vin de aici, pe care le poți consuma. Ai un tirbușon aici, pahare, acolo ai un view. Locul ăsta minunat, unde abia aștept dimineața să stau aici, să-mi comand o cafea și să privesc view-ul, pentru că este absolut super. Așa se vede de aici, de unde suntem noi, din camera noastră. Și iarăși aici, unul din locurile mele favorite, unde abia aștept să stau dimineață și să-mi deschid mail-urile la o cafea, de ce nu? Păi sigur, iubita mea, stai aici la calculator să lucrezi, să-și faci treaba. Plus că ia, uitați-vă aici, are un sistem unde poți să-ți conectezi laptopul, calculatorul și așa mai departe. Foarte mișto, poți să lucrezi liniștit, iubito. Aici am o oglindă gigantică unde poți să mă privesc absolut. Bine, acum am pus bagajele aici, dar o să le desfacem
imediat. Aici avem minibarul, unde avem absolut de toate, tot ce vrem noi. Mamă, chiar de toate. De toate, mega șifonier aici. Văd că aici baia chestia asta unde poți să-ți faci un ceai sau așa. Baia, nici nu mai vorbim de baie, scumpă, aici e alt nivel. Uitați-vă un pic aici, tot felul de chestii pe care le găsești, prosoape jos, toate chestiile sunt ascunse, cum e aici hârtia, uscătorul de păr, coșul de gunoi, un uscător acolo de prosoape, din câte vedeți, o oglindă. Și aici mai am o oglindă, Ia, hai să te văd. Na, altă treabă. Dar ia uite câtă ușă. Și ușa hai asta care, uite, este gigantică. Ia, închide-o un pic și vine un pic, când face. Atât. Ia, întinde mâinile în sus să vedem dacă ajungi până la capăt. Ia uitați-vă, bă, oameni, cât au ușa, mă, tată, cât au ușa, că mor leșini. Haideți că v-am făcut și un mini room tour, ca să vă spun așa, însă mai multe o să vă arăt mâine dimineața, cum o să ne punem la somn, pentru că suntem foarte, foarte obosiți, o să ne punem la somn, iar mâine dimineața vă arăt un pic mai bine, pentru că acum, după cum vedeți, atmosfera este așa ambientală, nu se poate face lumină mai puternică decât este acum. Dar așa, e foarte tare, așa scumpă. E foarte tare, pentru că te îmbie la somn, ca să zic așa, și o să ai un somn foarte calitativ. Dar mâine dimineață ne revedem, așa că hai cu dimineața! Dragii mei, ne-am trezit cu forțe proaspete, super odihniți și acum suntem gata să plecăm la micul dejun, pentru că suntem foarte, foarte înfometați. Hai la masă! Ei bine, dragilor, ne-am întors și de la micul dejun. Ideea era să vă arăt și vouă ce am consumat la micul dejun și cum a fost, însă pentru că ne era foarte foame și eram pe super grabă, nu am mai apucat să vă arăt. În momentul în care ospătarul ne-a pus farfuriile în față, am uitat de tot și am uitat de camere și de ce avem de făcut. Și bineînțeles că ne-am bucurat de micul dejun, l-am mâncat și n-am mai apucat să vă arăt, însă nu este nimic, se mai întâmplă. Ideea este că per total am fost foarte mulțumiți de tot ce ni s-a oferit aici, de cazare, de mâncare, de cum s-a comportat personalul cu noi, a fost chiar o ședere foarte plăcută, aș putea spune. Am reușit să ne odihnim foarte bine, să adunăm forțe proaspete, pentru că în ultima perioadă am fost tot ocupați și nu am mai reușit să ne odihnim așa cum trebuie. Am dormit doar 6 ore, însă aș putea să spun că au fost cele mai odihnitoare 6 ore din ultima perioadă și asta ne-a prins foarte bine. Radu este din nou plecat pentru că are treabă, însă până el o să termine, eu o să mai rămân aici, iar la ora amiezii, undeva în jurul orei 1-1 jumate, cam așa, o să trebuiască să facem check-out-ul și apoi vom pleca înapoi acasă la București. Până atunci însă eu mai am puțină treabă pe aici și vreau să vă spun că fix acum, înainte să pornesc camera, chiar citeam comentariile voastre la vlogul de ieri, pentru că să știți că de fiecare dată citesc fiecare comentariu în parte aproape, chiar dacă nu vă răspund la toate sau nu le apreciez pe toate, de citit le citesc și apreciez foarte mult faptul că voi comentați acolo la fiecare vlog și am văzut în nenumărate rânduri, nu doar la vlogul de ieri, oameni care îmi scriu în comentarii Serbus. Haideți să facem o mică lămurire de caz. Nu este Serbus, este Serbus. Asta spun, cu V, nu cu B. Asta spun atunci când vă salut la începutul vlogului. Este o formă de salut care se folosește foarte des în zona Ardealului în principal. Chiar și aici în Brașov, unde suntem noi, oamenii se salută așa pe stradă. Este ca un fel de bună sau ca un fel de salut, pentru că știu că foarte mulți dintre voi nu știu ce înseamnă și mă tot întrebați de ce spun asta,
ce înseamnă. Alții ați crezut că este un salut în germană, însă am vrut să lămuresc chestia asta pentru că este salutul meu de început pentru voi și am vrut să știți exact la ce mă refer ca să nu se creeze confuzii. Deci este servus, nu serbus, și este o formă de salut. Bine că dacă ar fi să o iau fix ca la mine la Târgu Mureș, nici n-ar fi servus, ar fi serus. Probabil că l-ați auzit și pe Mircea Bravo, cred că și el mai salută așa într-unele vloguri de ale lui. Sau pe Alina Ceușanu aud de foarte multe ori, pentru că și ea este tot de acolo, din Cluj, Târgu Mureș. Dacă sunteți și voi de prin zonă, cu siguranță că știți la ce mă refer, însă aici am vrut să lămuresc această chestiune pentru ceilalți urmăritori ai mei. Și cu acestea spuse, dragilor, cred că voi încheia aici vlogul de astăzi, pentru că v-am spus, mai am câteva chestiuni de rezolvat până când Radu să se întoarcă, după care vom porni la drum, mergem spre casă. Dar voi țineți aproape, pentru că veți vedea în vlogurile care urmează ce s-a întâmplat între timp, așa cum vă arăt în fiecare zi ce facem și pe unde mai mergem. Apăsați pe butonul de like dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să ne dați un follow pe Instagram, pentru că acolo suntem activi zi de zi cu story-uri și fotografii din locurile unde mergem și cu activitățile pe care le desfășurăm. De asemenea, avem și multe concursuri frumoase pentru voi, unele care chiar sunt în pregătire și care urmează în curând să le lansăm, atât eu cât și Radu. Să vă abonați și să apăsați pe clopoțel ca să știți de fiecare dată atunci când eu voi posta un nou video și să rămâneți pe aproape. V-am pupat! Servus!